Toți militarii trebuiau să participe la activitatea de evaluare a capacității de efort fizic, iar la un moment dat, în timpul alergării, Ion Cârstea și-a pierdut echilibrul și a căzut. Plutonierul ajutant a fost transportat imediat la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Municipal, dar era în stop cardiorespirator. Aproape decedat și nu s-a mai putut face nimic. Vecinii de la Poiana Lacului, o comună de lângă Pitești, unde locuiesc părinții militarului, spun că acestora li s-a făcut rău la auzul veștii și a fost necesară intervenția medicilor de la salvare. N-a fost bolnav niciodată. Deci era în cadrul armatii, am văzut salvarea de dimineață, că eu nu știam nimic, am văzut salvarea la ei la poartă. Și chiar mă miram, zic, ce s-o fi întâmplat, că nu știam de băiat că s-a întâmplat. Și a luat salvarea pe amândoi? Nu, i-au tratat aici. Ion Cârstea locuia în municipiul Curtea de Argeș, era căsătorit și are un băiat care urmează să devină militar. El participase în 2015 la misiunea în Afganistan alături de colegii din batalion. Nefericitul eveniment i-a afectat pe colegii de serviciu, militarii batalionului 33 Vânători de Munte, Posada, cărora le vine greu să creadă că au pierdut un camarad. Mare nea, familia asta. Mi-a dat seama, ceva... În joia mare, afla că le-a murit copil. Mi-a dat seama, un căcare în jur la 48 de ani. Ați auzit să fi fost bolnav vreodată? Nu. A murit în timpul instrucției. Nu știm cum s-a întâmplat cazul, în timpul instrucției, da. Incidentul este în curs de cercetare de către o comisie numită de comandantul unității.